Bună, sunt Cristina, sunt alături de Moise de la Dristor. Bună! Bună seara! Ce părere ai de meciul din seara aceasta? Un meci foarte bun, făcut de noi. Am întâlnit cea mai bună echipă din Liga Prieteniei, băieții de la Biz Brazil. Am încercat să ținem pasul cu ei. La început probabil am intrat puțin timorați, știind că ei sunt învinși în actuala ediție de campionat, știam că sunt campioni de anul trecut. Ne-am trezit un pic mai greu, dar pe parcurs am început să jucăm mai bine, am profitat și de unele erori ale lor pe fază defensivă, ne-am apropiat, păcat că nu am fost un pic mai atenți la finalizare, cred că puteam să scoatem măcar un punct din această partidă. Ce părere ai de jocul băieților din echipa ta? Dacă la ultimul meci din cupă am suferit o înfrângere drastică și în același timp atitudinea băieților a lăsat de dorit, la meciul acesta, ținând cont și de condițiile vremii, s-au descurcat exemplar, pe această care îi felicit, sunt mândru că sunt prietenii mei, am făcut un meci mare, să zic eu, cu o echipă bună spre foarte bună. Povestește-ne puțin cum s-a desfășurat din punctul tău de vedere meciul în prima repriză. În prima repriză am început un pic moale, deși am vorbit cu băieții înainte să începem un pic mai sus, să încercăm să punem presiune pe adversar. Am început moale, am încasat 3 goluri, am încercat să punem probleme pe fază de atac. Am reușit într-un final să înscriem, am intrat cu un moral destul de bun 3-1. Am intrat cu un moral destul de bun în repriza a doua. Am încercat, am ciutat în toate pozițiile, au avut un portar foarte bun astăzi. Nu zic că nu meritau victoria, dar cred că meritam și noi măcar un punct astăzi. A doua repriză? A doua repriză un pic mai bună pentru noi, pe fondul unei relaxări a băieților de la Biz. Ne-am mișcat un pic mai bine, am început să avem încredere, care este cel mai important. Am început să facem presiune pe adversar, am recuperat mingii în jumătatea adversă, am reușit să marcăm, am revenit de la 5-2, am făcut 5-4, dar dacă eram un pic mai atent pe faza defensivă, dacă stăteam un pic mai aproape de oameni, era foarte bine. Dar oricum este bine și așa. Să pierdem la un singur gol diferența în fața băieților de la Brazilie, e ok, este bine. Felicit echipa încă o dată pentru jocul făcut astăzi, pentru dăruirea de care au dat dovadă și pentru că nu au fost foarte influențați de valoarea adversarului care l-am întâlnit astăzi. Ați avut vreun jucător care a ieșit în evidență în seara aceasta? Nu, cred că jocul de echipă a mers foarte bine. Poate un pic linia de fund a mers foarte bine, poate Mădălin, Iliuță să fi mers mai bine astăzi decât toți. Oricum a fost un meci tare, un meci bărbătesc, s-au avut și intrări puțin peste regulament, dar la sfârșit important este că am dat mâna și am putut să plecăm prieteni din seara aceasta. Îți mulțumesc mult, baftă în continuare și o seară frumoasă! O seară bună, la revedere! La revedere! Nu uitați să dați like paginii Liga Prieteniei, să vizitați site-ul oficial ligaprieteniei.com. Să le mulțumim sponsorilor de la Civitas Stars. Vă pup! O seară bună!